Salutare din nou! Vrei să știi mai multe despre bani și cum să ai grijă de ei să-ți ajungă cât mai mult? Sau vrei să știi ce e educația financiară? Sunt Darius. Am vorbit despre câteva reguli de comportament, dar și despre drepturile pe care le ai și le avem noi cu toții. Am vorbit și despre responsabilități și despre felul în care tot ceea ce faci când ești tânăr va avea ecou în viitorul tău. Și acum vreau să spun câteva cuvinte despre educația financiară, adică o să spun cum funcționează banii, de unde provin, cum să-i administrezi eficient și cum să-i înmulțești prin așa numitele investiții. Orice fel de educație, fie financiară, artistică sau specializată, te duce către un viitor sigur, de succes și către ceea ce îți dorești. În viața de zi cu zi, totul se plătește, fiindcă cineva a muncit pentru ca tu să obții ceea ce vrei. La rândul tău și tu vei munci pentru ca alții să poată beneficia de ceea ce își doresc sau au nevoie. Munca depusă se calculează în bani. Banii sunt importanți în viață. Banii te ajută să obții lucruri, să vizitezi locuri, să plătești servicii. Avem nevoie de ei pentru a plăti lucrurile necesare vieții, cum ar fi mâncarea, apa, curentul electric, dar și pentru a ne cumpăra lucrurile pe care le dorim, care ne aduc bucurie, cum e înghețata, dulciurile, jocurile. Banii pot proveni din diverse surse. De la părinți, din alocație sau din burse când suntem la școală, din salariu când avem o slujbă sau ca profit dintr-o afacere dacă suntem antreprenori. Banii. Ce putem face cu banii? Putem să-i cheltuim, să-i donăm, să-i economisim sau să-i investim. Tuturor ne place să cheltuim bani, să cumpărăm lucruri de care avem nevoie sau pe care ni le dorim. Dar, în viață, sunt lucruri fără de care nu putem trăi. Locuință, hrană, apă, haine sau lucruri fără de care doar credem că nu putem trăi, precum înghețata sau jocurile video, care ne sunt doar dorințe. Putem să cumpărăm tot ceea ce ne dorim? Nimeni nu poate să-și cumpere tot ceea ce își dorește, deoarece banii sunt o resursă limitată. De aceea, cheltuirea banilor implică responsabilitate. Poți cheltui doar banii pe care îi ai. Dacă ești atent la cât cheltuiești, totul este în regulă. Dacă cheltui mai mult decât câștigi, atunci situația nu mai e atât de plăcută și, pe termen lung, s-ar putea să te îndatorezi prea mult. Ce e foarte important să știi înainte de cheltuirea banilor sunt trei principii: limita, amânarea și valoarea. Limita îți spune că nu tot ceea ce îți dorești este și posibil. Faci sau cheltui cât știi că ai sau poți avea într-un interval de timp. Amânarea te ajută să înțelegi că nu tot ceea ce este posibil să fie cumpărat trebuie să fie cumpărat imediat. De multe ori sunt dorințe sau lucruri a căror realizare sau achiziție necesită amânarea, chiar dacă asta nu-ți convine. Iar când vorbim de valoare, trebuie să știi întotdeauna cât și ce efort trebuie să faci pentru a avea banii necesari de a-ți satisface o dorință sau de a achiziționa ceva anume. Nu uita! Resursele sunt limitate, banii nu cresc în copaci, așadar este important să știi să faci o alegere. De fiecare dată, trebuie să renunți la ceva acum, pentru a obține altceva de care ai nevoie în viitor. Trebuie să știi care sunt lucrurile pe care ți le dorești atât acum, cât și în viitor. Trebuie să știi că reclamele de la televizor te fac să cumperi lucruri de care nu ai nevoie. În funcție de preț însă, poți să cumperi unele lucruri dacă îți mai rămân bani și de celelalte cheltuieli. Vrei să fii cu adevărat inteligent în gestionarea banilor? Atunci există o regulă 50-30-20 sau poate fi 60-20-20. Ce înseamnă asta? Să presupunem că tu câștigi 100 de lei pe lună. Regula 50-30-20 spune că din cei 100 de lei, cu 50 de lei trebuie să-ți acoperi nevoile de trai, 30 de lei poți cheltui pentru dorințele tale, iar 20 de lei să-i economisești. Dacă vei proceda așa, vei putea să-ți cumperi cărțile sau telefonul pe care îl dorești, apoi să mergi în vacanță, iar când vei fi adult să-ți cumperi o mașină sau o casă. Niciodată nu trăi dintr-o datorie într-alta. Întotdeauna trebuie să pui pe hârtie, să faci un calcul simplu, luna asta o să câștigi o anumită sumă de bani. Cheltuielile obligatorii, apa, curentul, abonamentul la telefon, mâncarea, sunt în valoare de o altă sumă. Deci, rămân cu o sumă mai mică decât m-am așteptat. Aceasta o pot pune la dorințe sau o economisesc și pot să o cheltuiesc luna viitoare. Dacă faci calculul între ce câștigi și ce cheltuieli obligatorii ai și nu poți să le acoperi, atunci e responsabilitatea și datoria ta să-ți cauți un loc de muncă mai bine plătit. Ce e economisirea? A economisi înseamnă a nu cheltui acum. Înseamnă că vei pune banii deoparte pentru a-i cheltui mai târziu, cu alte ocazii. Este pasul pe care îl faci înainte de a investi. Păstrând o parte din banii câștigați, mai târziu poți cumpăra ceva mai important, mai scump, mai necesar.
Ce e cheltuiala obligatorie sau investiția? Cheltuielile pentru mâncare, casă, apă, curent, gaz, gunoi, abonament telefon sau întreținerea mașinii sunt obligatorii. A cumpăra un nou model de telefon, cât timp încă mai funcționează bine cel vechi, este o dorință. Când cumpărăm un telefon de ultimă generație, atunci facem o cheltuială pentru o dorință dacă îl folosim doar pentru a ne uita pe Instagram, Snapchat și jocuri. Dacă, în schimb, folosim acest telefon pentru a face filme interesante pe Facebook sau YouTube și primim bani pentru aceste filmulețe, înseamnă că avem venituri, deci este o investiție. Investiția este o formă de a economisi și de a-ți înmulți banii. Dacă ai o sumă de bani și cumperi ceva important, cum ar fi terenuri sau case, înseamnă că ai investit. Fiecare investește în funcție de banii sau veniturile pe care le are. O investiție poate fi și în educație, dar și cumpărarea de acțiuni, prin bursă. Însă, până la investiții, în fiecare an trebuie să economisești, cel puțin 20%. Sau, dacă luna asta nu îți permiți, luna viitoare recuperează. Stabilește-ți un scop obiectiv anual. Este important ca economisirea să fie făcută cu un anumit scop. Este bine să economisești pentru ceea ce îți dorești în viitor sau pentru momentele când nu ai suficienți bani. Poți decide mai târziu ce-ți cumperi. Poți cumpăra ceva de o valoare mai mică, un joc, o scurtă vacanță, ceea ce se numește obiectiv pe termen scurt. Poți cumpăra ceva de valoare mai mare, o mașină, o casă sau să plătești pentru studii, fapt ce se numește obiectiv pe termen lung. Este foarte important să stabilești foarte clar obiectivul pentru care economisești. Și este la fel de important să nu uiți niciodată că poți cumpăra un ceas, dar nu poți cumpăra timp. Poți cumpăra mâncare, dar nu poți cumpăra sănătate. Ai grijă mereu! În viață vei fi mai liniștit, ai mai multă încredere în tine și ești fericit dacă ești independent financiar. Trebuie să faci un efort, să muncești și ești răsplătit prin bani sau salariu, iar astfel ai posibilitatea să fii independent financiar. Te ajută să te dezvolți mereu, să încerci noi provocări, să progresezi. Nu te lăsa furat de dorințe. Stabilește-ți obiective, fă un calcul și ține-te de el. Este esențial să-ți câștigi banii care să depășească nivelul cheltuielilor lunare. Tu îți stabilești nivelul de trai pe care ți-l permiți. Întotdeauna faci un calcul între ce ai, ce datorezi și ce îți dorești. Resursele, inclusiv timpul, sunt limitate. Dacă cheltuiești mulți bani astăzi, nu vei avea destui bani pentru lucrurile pe care ți le dorești mâine. Întotdeauna trebuie să faci alegeri între lucrurile pe care le poți face cu o anumită sumă limitată de bani. Alternativa la care trebuie să renunți atunci când alegi altă variantă se numește cost de oportunitate. Niciodată nu cheltui tot ceea ce câștigi. Nu uita! Încep cu 60, 20, 20, deși dorințele de la 20 se pot reduce sau amâna. Banii pot fi economisiți, iar apoi investiți. În timp ce poate vei câștiga mai mult, iar acel 60% o să fie 30-40% din venit și va crește procentul la dorințe, economii și vei pune bani și pentru investiții. E important să faci diferența între nevoi și dorințe. Să știi care cheltuieli sunt mai importante și care se pot amâna. Să economisești pentru achizițiile de mare valoare și obiectivele pe termen lung. În timp, vei putea să și investești. Dacă înveți să nu cheltui mai mult decât câștigi, cu timpul vei putea să-ți planifici banii, vei decide când să apelezi la credite și când economisirea este soluția optimă. Oamenii cu nivel de educație financiară crescut au șanse mai mari să aibă o viață liniștită, să trăiască bucuroși și să aibă succes în viață. Cam atât. Eu trebuie să plec la muncă și am ceva cursuri și la facultate. Poate pe drum îmi și cupăr câte ceva. Sper că ți-a plăcut și ne vom întâlni data viitoare.